Din nou în direct, procurorii europeni sub conducerea Laurei Codruța Kövesi investighează presupuse încălcări ale legii în legătură cu negocierile dintre Ursula von der Leyen și directorul general al Pfizer privind livrarea de vaccinuri anticovid. Anchetatorii parchetului european au preluat de la procurorii belgieni ancheta care o investighează pe von der Leyen în legătură cu interferența în funcții publice, distrugerea de SMS-uri, corupție și conflict de interese, notează El Politico. Nimeni nu a fost încă acuzat în legătură cu acest caz. Ancheta a fost deschisă la începutul anului 2023 de autoritățile judiciare belgiene din orașul Liège după o plângere penală depusă de un lobbyist local, Frédéric Baldin. Până în prezent, comisia a refuzat să dezvăluie conținutul mesajelor text sau chiar să confirme existența lor. Plângerea acestuia s-a axat pe un presupus schimb de mesaje text între von der Leyen și șeful Pfizer, Albert Bourla, înainte de cel mai mare acord de vaccinare din UE. Vestea că EPPO investighează acum acest caz riscă să pună și mai mult sub semnul întrebării rolul președintelui Comisiei Europene în contractul european privind vaccinurile, a cărei valoare estimată depășea 20 de miliarde de euro. EPPO conduce investigații pan-europene privind infracțiunile financiare și teoretic ar putea confisca telefoane și alte materiale relevante din birourile Comisiei sau din alte țări din Europa, cum ar fi Germania, țara natală a lui von der Leyen.